Sunt atât de nesigură dacă să-mi desfac părul sau nu. Bună, eu sunt Andreea și bine ați revenit pe canalul meu. Sau bine ați venit dacă sunteți noi. Pe canalul meu unde postez doar așa din an în paște pentru că sunt o persoană foarte lenișă de fel. Și astăzi, cum e foarte cald afară, am așa un vibe de... Nu știu, am energie, am chef să filmez, am chef să fac o grămadă de chestii. Așa că... M-am gândit că dacă tot am părul ăsta de 2 luni și ceva, suntem în, nu știu, 14 aprilie, da, suntem în 14 aprilie astăzi, și am părul din 27 februarie, 2 luni, da, de 2 luni și ceva am părul așa, și astăzi m-am gândit să îl desfac și o să vă spun niște lucruri pe care trebuie să le știți înainte să vă faceți părul așa. Gen lucruri care mi s-au întâmplat mie și nu le știam înainte și nimeni nu mi le-a zis. Și dacă le știam, eram împăcată cu ideea măcar că știam chestiile astea. Dar nu mi s-a spus, nu mi-a spus nimeni de chestiile astea, așa că o să vă spun, poate pentru că dacă vreți să vă faceți și voi părul așa, să știți chestiile astea dinainte. Dacă sunteți noi pe canalul meu, mi-am făcut părul Box Braids în Maroc. Acum 2 luni, dar se poate face și în România. Fix azi am început să urmăresc o pagină pe Insta, undeva din Cluj, care face părul așa Afro Care Romania sau ceva de genul. Și da, am văzut că se face și în România și eram așa gen, oh my god, sigur mi le refac. Și da, când eram acolo, în timp ce mi le făcea, eram ceva gen, n-o să mai fac asta niciodată, n-o să mai vreau să mai am părul așa niciodată. Și acum mi le-aș reface. În momentul ăsta, dacă eu aș avea ocazia să mi le refac, le-aș reface. O chestie. Nu înțeleg de ce toată lumea confundă box braids cu dreaduri. Nu sunt dreaduri. Deci, dreadurile sunt... Nici nu știu ce sunt dreadurile. Efectiv, din asta o pletuță de păr care e mai încălcită. Nu știu, arată total diferit. Și nu înțeleg cum puteți să nu faceți diferența între box braids și dreaduri. Deci, chiar nu pot. Mi-e așa frică să-l desfac. Mi-e așa... Cumva nașpa să-l desfac. M-am atașat de părul ăsta, m-am atașat de extensiile astea. Nu o să mai fiu eu fără părul ăsta. Doamne, frate, de ce arată atât de șmecheri, așa lung? Mereu am vrut păr lung și niciodată n-am avut gen părul mai lung de cam atât. Și... ce bine arată! E așa frică să-l desfac. Ok, și... O să încep cu... Primul lucru pe care trebuie să-l știți despre box braids, doare foarte, foarte, foarte tare. Deci, singurele dureri pe care le-am avut în viața mea atât de mari au fost la aparatul dentar și la păr. Deci, în viața mea nu am mai avut dureri mai mari decât astea. Și eram acolo, gen, pe scaun, îmi împletea părul și plângeam, efectiv plângeam, dar plângeam low-key pentru că eu eram cu părul, gen, așa. Și ele îmi plăteau acolo la spate și eram acolo, plângeam sub păr, nu mă vedea nimeni, nu mă auzea nimeni, dar eu plângeam pentru că mă dorea foarte, foarte tare. Și da, deci ei efectiv când îți împletesc părul, iau un fir din părul tău și ca să pună extensiile, ei trebuie să rotească cumva extensia în jurul rădăcinii și din cauza că... rotește chestia aia, rotește extensia în jurul părului, se adună părul, adică se strânge părul foarte tare și doare foarte tare. Da, deci, ca să încercați această durere, luați-vă, efectiv, o șuviță de păr și trageți foarte, foarte tare de ea, doare de te pe tine, deci nu pot să explic durerea asta. Și, da, după cum spuneam, am spus că nu o să mai fac niciodată, doar că în momentul de față, dacă aș avea ocazia, oportunitatea să mi le refac, le-aș reface, pentru că îmi place foarte, foarte mult stilul ăsta și îmi place cum arăt cu ele. Înainte eram și gen, frate, arăt ciudat, dar acum am obișnuit și acum nu mă pot, nu cred că o să mă pot dezobișnui, adică, evident că o să mă pot dezobișnui, dar o să fie așa la început, un mare șoc, cum a fost și când mi-a dat aparatul dentar jos. Da. Mi-a crescut foarte, foarte mult părul în astea 2 luni și, gen, chestiile astea albe care se văd sunt rădăcinile firului meu de păr care mi s-au smuls din scalp, din cauza că m-au tras foarte tare la când mi l-am împletit și din cauza că părul oricărui om cade și în astea 2 luni și ceva, normal că trebuia să-mi cadă
o parte din păr și da, sper să nu rămân cheală când le desfac. Așa, deci, după cum spuneam, doare foarte, foarte tare în momentul în care ți le facem și după. Deci după o să ai câteva ore în care efectiv îți mișci capul într-o parte, faci o mișcare, faci ceva, te doare, deci te doare. Și da, eu am luat o pastilă ca să nu mai doară. E ok. Și după urmează, vine noaptea, trebuie și tu să dormi frumos, nu poți. Nu poți să pui capul pe pernă aproximativ între, nu știu, 2-3 nopți, cam așa. Nu poți să dormi ca lumea pentru că te doare. Și după ce te obișnuiești cu durerea, dormi cu el și cum e foarte, foarte, foarte lung, tu nu poți să dormi pentru că efectiv părul ți intră pe sub tine. Cred că persoanele care au părul lung știu chestia asta, gen, am trăit această experiență, eu n-am trăit-o niciodată pentru că n-am avut niciodată păr atât de lung și efectiv îmi intră, îți intră de fapt, persoanelor care își fac box braids, o să vă intre pe sub voi când vă rotiți de pe o parte pe alta, o să te tragă, o să, nu știu, e ceva de enervant, te trezești noaptea că te trage, te doare părul. Nu știu cum să explic. Mă rog. Și multă, multă, multă lume mă întreabă cum mă spăl pe păr. Cum pot să mă spăl pe păr? Cum, frate? Cum pot să mă spăl pe păr? Tu cum te speli pe păr? Pui șampon, faci așa și te clătești. Simplu. Nu înțeleg de ce toată lumea crede că dacă ai box braids nu te poți spăla pe păr sau e ceva diferit. Nu. Pui la rădăcină, cel puțin așa fac, și pui și pe aici, peste tot, ca și cum ai avea păr normal și te speli. Și te speli și după mai dai și pe aici. Oricum, ce să speli? Plastic? Fuck. Ok. Și da, un lucru pe care să nu-l faceți niciodată dacă aveți box braids, să nu mergeți la culcare cu părul ud, pentru că o să vă treziți tot la fel cu el dimineața, gen totul. Am făcut chestia asta odată, trebuia să merg la școală a doua zi și m-am spălat pe păr și m-am pus să dorm cu părul ud. Adică oricum nu ai ce să-i faci, n-ai cum să-l usuci, așa rămâne. Doar că, na, dacă mă spălam cu, nu știu, vreo 2 ore înainte și stăteam un pic prin cameră să mi se usuce, atunci poate nu mă trezeam dimineața cu el ud. Din cauza faptului că te trage foarte, 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 foarte tare de păr, o să ai în cap niște... Uite cum e asta. Mamă, pare așa murdar capul meu, dar nu e murdar. Mă spăl foarte des pe cap. Și dacă ai box braids, trebuie să te speli aproximativ o dată la, nu știu, o săptămână, 14 zile, chiar 2 săptămâni, o săptămână, 2 săptămâni, pentru că nu se murdărește efectiv. Eu, când aveam păr normal, mă spălam o dată la 5 zile, aproximativ. Depinde cât de tare se murdărea. Și da, nu trebuie să te speli foarte des. Și părul meu nu-i murdar, doar că așa arată după 2 luni de când le-am. Și nu știu, acum nu se mai văd, dar efectiv, din cauza că mi-a strâns foarte tare părul, gen așa, strângea foarte tare, am avut efectiv niște răni în cap, încurgea sânge, adică nu încurgea sânge, dar era rană deschisă la un moment dat. Și încă o chestie. Părul e foarte, foarte, foarte greu. O să vă ia ceva până vă obișnuiți cu el, pentru că e foarte greu față de cum ai tu părul normal. Și mai ales când vrei să-l prinzi, gen, faci așa și vezi că ai atâta păr și așa, gen, oh my god, am nevoie de 5 elastice ca să-l prind. Și, mă rog, foarte, foarte greu. Și din cauza că e foarte, foarte greu. Și aici undeva, cam aici, așa, am avut niște baby hair din ăsta, gen cum am și pe aici. Mi l-au prins în într-o pletuță și gen efectiv s-o smuls din rădăcină. Eram la arena, la Platoș, la Arena Platoș cu Andrei și mie mi era foarte cald și am zis că hai să-mi dau și eu hanorac cu jos că să mă dau un tricou sau nu știu, mi era cald și am zis că să mă dezbrac și când mi-am tras ăla peste cap mi-a căzut asta și o ridic Andrei și începe să râdă, copilă, uite. Și era așa, gen, frate, nu. Și mai am aici undeva. Hold on, stai să o găsesc. Gen, uite, asta. Se mai ține în foarte, foarte, foarte puțin păr. Și asta s-ar putea rupe imediat. Și uite,
Gen, cât de lungă, cât de mult mi-a crescut părul. Am uitat să menționez că durează foarte, foarte mult să-l facă. La mine a durat între 3 și 4 ore și, gen, la un moment dat lucrau 4 tipe în același timp. Și, efectiv, era atât de dureros pentru că eram acolo și, gen, una trăgea dintr-o parte, una trăgea din alta, din toate direcțiile și era atât de dureros. Și a durat cam între 3 și 4 ore să-mi-l facă. Am dat 100 de euro, gen, era 1200 dirhani, banii din Maroc, care ar veni 120 de euro, doar că am stabilit că mi-l face cu 100 și, mă rog, a fost super lejer. Așa, și dacă e vară și e foarte cald afară, transpiri foarte tare pentru că, genul cum ai foarte, foarte mult păr, aici la spate mai ales, te face să transpiri foarte tare. Dar există o grămadă de feluri în care poți să-i prinzi. Și da, și un lucru bun despre, adică n-am zis lucruri rele, practic, am zis doar ce experiență am avut eu și așa. Un lucru care mie îmi plăcea foarte mult era că nu trebuia să spăl atât de des și nu trebuia să-l aranjez. De efectiv mă trezeam dimineața, dacă aveam chef, îmi prindeam părul, gen, prindeam o coadă normală sau o lăsam așa, mai îmi puneam, în iarnă îmi puneam o căciulă pe cap, mă enerva cum se vedea aici sus, pentru că da, au crescut foarte mult. Și poți să-ți faci o grămadă de hairstyles din astea interesante și foarte simplu, gen, nu stai ca și la părul normal 1000 de ore ca să-ți faci că nu stă un fir sau că stă un fir, nu știu cum, nu e foarte lejer. Deci e super lejer. De ce stau cu farfeca în mână, Doamne, mi-e așa de frică să-l desfac. Și chestia asta, mi-am făcut-o eu în păr. Culorile de la Jamaica, pentru că am mers la școală cu părul așa, evident, și primul lucru pe care l-a zis proful de istorie când m-a văzut era ceva gen, oh, Jamaica, Bob Marley, și gen, mi-am făcut chestia asta în păr ca să fie mai șmecher. Și da, acum este timpul să o dau jos. Se văd în unele locuri, gen, uite pe aici, unde e părul meu și unde e extensia. Să fac asta sau nu? Să fac asta sau nu? Deci și-a frică. Mi-e și-a frică și oricum nu o să pot să o fac singură, adică o să-mi ia aproximativ 3 ore să-l desfac și nu știu cum o să-mi stea după. Cred că o să am mult jeg pe aici, multă mizerie. Pentru că am mai văzut în videoclipuri pe YouTube cu negrese, gen când își desfăceau părul și era foarte multă mizerie acolo. Se strângea aici, la rădăcină. Și cred că asta o să mi se întâmple și mie. Dacă știți pe cineva care face wax sprays în Sibiu, să îmi spuneți, pentru că clar vreau să mi le mai fac o dată. Ultimul video în care mă mai pot flexa cu părul așa. Frate, am luat decizia asta pe moment! Nu pot să cred! Adică, gen, până acum eram așa, nu o să-l desfac, nu o să-l desfac. Și acum am luat decizia pe moment că o să-l desfac astăzi, așa că, hai. Ultimul video în care mă mai flexez cu părul, mai puțin în oglindă cum arăt și așa. Că o să-mi fie doar de el. Doamne, uite ce lung e. Deci, ca să le desfac, încep cu partea din spate, pentru că după, dacă aș desface partea din față, după mi-ar veni tot părul în față. Așa că o să încep cu partea din spate și ca să le desfac, o să tai extensia. Vreau să fac asta. Mă rog. O să tai extensia până unde vine părul meu și nu pot să încep să-l desfac. Nu taie, ăsta e un semn. Oh, nu! Nu pot să cred. Cum să, frate, deci cum? Cum să am părul doar atât de scurt? Deci nu mă pot obișnui cu ideea asta. Cred că ar trebui să-mi iau ceva în ce să pun tot părul ăsta. Am găsit o plasă verde. Hai să începem. Frate, mai greu. Ce pare?
și un amiciu ghid. Urmă spune două unghii. Și uite câte ars, nu pot să cred. Ia să te ars. Frate, ești nebun, dă-te jos odată. Asta e un nod aici? Nu pot să-mi trăiesc, nu pot. Dă-te jos. Hai, fac, nu pot să cred. O desfac acum pe asta de aici. Ca să văd și eu cum se treaba, ce se întâmplă. Băi, frate, la asta nu văd până unde vine părul meu. Asta e atât de bine făcută încă nu se vede. Hai, hotai pe aici, mă rog. Frate, nu pot să cred. De ce totuși tu cât păr era înainte? În locul ăsta și cât mai e acum, gen. Serios, stai părul meu. Nu pot să înțeleg ce e asta. Iac. Gata. Doamne, ce ciudat, deci nu mai pot. Ce ciudat mi se pare să le am atât de scurt, să am părul atât de scurt și când îl desfac, al meu o să fie la fel de scurt. Ei, 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 ce șmecher se simte! Știu, nu? Da. Uite, dacă făceam așa înainte, se simțea așa cum se mișcă tot părul, așa cum mai așa ciudat. Cât e ceasul? Nu știu. 8. 49. Și eu pe la 4:30 am început să mi-l desfac. Deci, durat așa mult. Doamne, ce fain arată! Gen, așa arată părul meu după ce mi-am scos extensiile din păr. E așa de scurt. Lungimea asta o avea părul cu extensii când era prins. The fuck? Da, și a durat 4 ore să îl desfac și nu l-am desfăcut singur. Să ruptăm de asta și asta. Și gen aici. Puteți vedea
o parte din extensiile mele, acolo o altă parte și în plasa aia o altă parte. Dar cele mai multe sunt acolo. Uite-le, drăguțele. Mi se pare așa ciudat că am părul gen. Am părul galben, am părul maro și înainte l-aveam verde roșcat. Negru roșcat, ce proastă pot să fiu. Doamne! După 4 ore în care de testat și ne-ai făcut nimic și doar desfăcut părul, normal că nu mai gândesc. Da, da, ok. Băi, am vrut să mă spăl pe păr și să spun gen și cum mă simt după ce m-am spălat pe păr, adică gen dacă mi-a mai căzut, dacă mi-a căzut foarte mult păr, cum cât de degradat mi-e părul sau așa, doar că o să mă spăl în altă zi, că îmi place prea mult cum îmi stă părul așa. Ei... Hey.